Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live! Astăzi e alături de mine în studio un cuplu care mi-a plăcut maxim atunci când jucau împreună cei doi foști fotbaliști în prima ligă a României. Este vorba de Viorel Ferfelea și Cosin Curelea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Curelea și Ferfelea, aveți niște nume predestinate pentru a juca în cuplu. V-ați și jucat mulți ani împreună. Și ați făcut-o excelent, Viorel Ferfelea din postură de decar, tu ca vârf, Costin. Cum de reușea să vă simțiți atât de bine împreună, unul pe celălalt? De vă înțelegeați atât de bine pe teren? Am început de tineri, să zic, să jucăm foarte mult împreună, de la juniori. Iar noi am jucat, probabil, cred că vreo 15 ani, nu? Dacă ne-am tot intersectat, să zic așa, și la junior, și la echipa mare a sportului, și la Craiova. Deci am jucat foarte mult timp împreună și lucrurile astea au venit odată cu anii. Ne-am început să ne cunoaștem foarte bine calitățile unui altuia și mișcările în teren și atunci totul venea de la sine. Apropo de o chimie din asta specială care se creează în fotbal, era o caricatură la un moment dat cu Lionel Messi, care ieșise și el într-o seară la dame și era încadrat de Xavi și Iniesta, adică chiar și acolo mergea cu ajutoarele lui, care îl puneau foarte bine în valoare. Costin, cum de te simțea atât de bine, Viorel? Știa unde să-ți o dea, ca să zic. Păi am avut șansa să jucăm destul de multe meciuri împreună, atât la juniori, cât în primul la echipa mare, când am fost promovați de către Sportul. Chiar dacă a fost Liga 1, apoi Liga 2, am avut mulți ani. Noi că am jucat bine, că am jucat rău, deși în general jucam bine. Noi am fost introduși în teren, am fost susținuți, s-a crezut în noi, ceea ce în ziua de azi nu prea se mai întâmplă. Și atunci, jucând atâtea meciuri împreună, e inevitabil. Se întâmplă asta, ne visam și noaptea. Adică la orice oră ne trezea, știam unde suntem, cum suntem, știam ce calități avem fiecare. Și ne era destul de simplu să facem asta. Pentru mine, nu neapărat echipele cele mai puternice, cele mai de succes sau cei care marchează cele mai multe goluri sunt cea mai frumoasă amintire din fotbal. Pentru mine, voi doi ați reprezentat una dintre cele mai frumoase perechi de atac din ce am văzut eu în prima ligă din România. Și sigur, au fost echipe mult mai puternice, jucători care marcau mult mai mult, dar uite, pentru mine n-au produs un impact similar. Era Enendiu, să nu uităm Enendiu. Da, da, da. Cam da. Acolo. Sigur, te refer la Niculescu. Da. Da, ei erau, dar la voi era și multă poezie, pentru că nu aveați forța lui Dinamo în spate. Ne aducem aminte ce însemna Dinamo din toate punctele de vedere. Voi ați prins o dată pe Dinamo, le-ați dat acel 5-4. Pe care nu-l uit, deși au trecut atât de mulți ani, aveați ceva, cum nu mai găsim acum în fotbalul nostru, astfel de romantism, o astfel de echipă cu jucători tineri români care au crescut împreună și care jucau atât de spectaculos, nu mai găsim așa ceva în România acum. Probabil că în momentul de față toată lumea e axată doar pe rezultat, hai să facem rezultate, hai să câștigăm. Și atunci spectacolul sau jocul ăsta liber de a te lăsa să gândești sau să faci ceea ce gândești tu și să ai o libertate din punctul de vedere, că cam dispărut. Iar atunci, acum totul se transformă în trasee și lucruri, nu știu, s-a transformat așa într-o chestie de asta de mecanică, da, da. Și atunci e mai greu. S-a uitat mecanica fină, știi? Da. Da. Voi avea și aerul ăsta de haiduci, să zicem așa, pentru că erau ăștia mari, bogați, nu știu ce, și voi mai atacați așa prin regie, pe acolo, prin pădure, și le luați puncte, îi mai băteați. Știi ce se întâmplă? La sportul era greu, nu știai niciodată când aveam o tresărire de-asta de orgoliu. Adică la noi nu aveam presiune, nu știam cu presiunea rezultatului. Ne ambiționau din mai degrabă meciurile cu echipele mai mari și ne autodepășeam. Adică era o echipă boemă, cum s-a zis tot timpul despre Sportul, pentru că nu aveam presiunea clubului așa de puternică
Și plus că clubul... Mai era presiunea suporterilor. Da, cei 20 de suporteri făceau o presiune imensă. Eu cred că fiecare jucător din lotul vostru avea suporterul lui. Îl știam, îl știam că îl vedeam. Nu, noi cred că aveam câte 2-3. Da. Nu, dar... Dar când erau studenții în, să zicem, în sesiune sau în vacanță, mai rămâneați doar cu câte un suporter în tribună. Da, da. Da. Era, stăteau sus, îi vedeam că erau, stăteau sus deasupra căminului și îi vedeam de sus de acolo. Apropo de, de această chestiune că nu întotdeauna echipele care au cel mai mare succes sunt cele mai populare printre fani. Vedem Manchester City, ce se întâmplă acum în Anglia sau alte echipe din acestea care au un succes nebun, dar nu sunt, și CFR Cluj vedem că în România are cel mai mare succes în ultimii ani, dar totuși chiar și în propriul oraș, Universitatea Cluj în continuare infinit mai populară. Și vreau să mai ofer exemplu acesta cu Universitatea Craiova, care tot așa a câștigat mai puține titluri decât Dinamo la începutul anilor 80, când faima Craiovei a ajuns la apogeu. Dinamo i-a luat atunci 3 titluri la rând, dar nimeni nu-și mai aduce aminte de acea echipă lui Dinamo, iar Craiova maxima putem să o spunem și după 40 de ani pe din afară. Da. Probabil că, fiind și o echipă din provincie, succesul a fost văzut altfel acolo. Lumea în București era mai obișnuită, fiind mai multe echipe, erau mai împărțiți, pe când la Craiova toată lumea era focusată Craiova, pe Craiova a devenit lor. Atunci o echipă populară în toată România. Nu mai era doar echipa oltenilor. Era populară și la mine, în Dobrogea, și în Moldova, și peste tot, și în Transilvania. Sunt convins că era și în București, era peste tot. Oltenii au ceva special al lor. Da, da. Atrag. Și voi ați simțit lucrul acesta, că spuneam mai devreme că ați fost împreună și la Craiova. Da, am fost împreună la Craiova. Din păcate, cel puțin pentru mine, nu a fost o experiență chiar reușită. Am început bine, s-a terminat prost, așa, că nu pot să uit lucrurile care s-au întâmplat. Am început foarte bine, am promovat, am avut evoluții bune, era o presiune foarte mare. Da, am promovat din primul an, chiar dacă toată lumea spunea echipa Olguței, adică știți foarte bine ce lucruri s-au întâmplat atunci. Mi-aș fi dorit să avem alt traseu acolo la universitate, dar na, așa au fost vremurile, așa s-a considerat atunci, cu bune, cu rele. Cer că pentru mine unul nu a fost o experiență bună. Chiar având în vedere ce s-a întâmplat după, cu anumiți jucători care au dat clubul în judecată, în fine. Noi, sincer, a fost în regulă, am trecut peste această experiență, am învățat din ea și ne-am dezvoltat. Da. Acum la Craiova e dezamăgire mare în privința echipei care are ambiții mai mari, să zicem, Universitatea Craiova, care se luptă sezon de sezon pentru câștigarea campionatului. Sunt multe meciuri fără victorie consecutive și vedem că despre Ivailo Petev deja se spune că este cel mai slab antrenor dintre cei, din punct de vedere al startului, dintre cei pe care i-a dus Mihai Rotaru. Da, conform rezultatelor. Da. Da, cred că niciun antrenor n-a avut alte eșecuri la rând. Acum, nu știu, e susținut de către club, dar ce ridică semne de întrebare și e faptul că de când a venit, parcă n-a ajuns să-și cunoască propria echipă. Ok, nu cunoști campionatul, dar să nu-ți cunoști propria echipă și să folosești împotriva FCSB-ului o echipă hibridă așa, sau ciudată, n-a înțeles-o nimeni, cu niște jucători puși așa în niște poziții care nu le sunt caracteristice conform caracteristicilor lor de joc, s-a părut un pic ciudat, chiar n-a fost la meci. Și îmi pare rău, la Craiova se dorește foarte mult și l-am văzut și îl cunoaștem bine și pe patron, pe domnul Rotaru, care își dorește foarte, foarte mult. Face totul, parcă sunt toți copiii lui și ar dori atât de mult să câștige, să fie bine, investește atât de mult și tot timpul se trăiesc aceste dezamăgiri. Nu știu să zic unde este problema, dar probabil că în viitor apropiat le va veni și timpul lor. Ar merita. E posibil cumva și asta, pentru că vedem că și la FCSB au trecut mulți ani fără succes și acum pare să fi venit vremea lor. E posibil ca lucrul acesta să se întâmple și la Craiova. Tu pui această întrebare, nu știi oare unde este totuși buba, să zicem. Dar unii spun că tocmai în această relație pe care ai invocat-o tu,
că poate este prea apropiat de unii jucători, prea i-a cocoloșit, prea i-a mămoșit și vezi, există tot felul de interpretări. Dacă Rotaru a fost prea protectiv cu anumiți jucători la care a ținut mulți jucători, care au stâns mulți ani la Universitatea Craiova, mai ales cei din atac, nu e un lucru bun. Gigi Becali, dacă este foarte critic în spațiul public cu anumiți jucători ai lui, iar nu este bine. Deci, de multe ori, oricum mai dau și așa și așa, nu e bine. Tot facem un mix, da? Da. Îi criticăm, dar îi și iubim, sau cum să facem? Da, e dificil. Problema e că s-au adus și foarte mulți jucători și nu știu dacă au avut timp să înțeleagă ceea ce se cere la Craiova, pentru că și asta e o problemă. Oamenii pun presiune, își doresc foarte mult să câștige un titlu. Acum nu e ușor să-ți vină 3-4 jucători noi și să-i bagi, să înveți ceea ce tu ce-ți dorești de la ei. Și cred că și asta e o problemă. Adică văd că la FCSB schimbările au fost foarte puține și echipa chiar funcționează bine. Arată foarte bine, ăsta e adevărul. Chiar arată foarte bine. Trebuie să spunem adevărul că în momentul de față FCSB arată foarte bine. Da. Enervant de bine pentru unii. Pentru unii, da. Da. Ai spus mai devreme că au fost tot felul de alegeri mai puțin logice sau neașteptate în privința acestui meci între Universitatea Craiova și FCSB, care a contat atât de mult și pentru orgoliul local. De exemplu, Craiova, sigur, așteaptă cu cel mai mare interes acest meci cu FCSB. Pe vremuri era Dinamo cea mai mare rivală acolo. Acum FCSB este echipa cea mai urâtă în Craiova. Și să începi în atac cu Câmpanu și cu Mitriță, ca linie ofensivă, e o alegere ciudată. Adică cu acești doi atacanți vrei să te duci peste, altfel, doi jucători buni, dar să vrei să te duci cu ei din postură de atacanți peste FCSB, care are, de exemplu, pe Daua și pe Nghezana în mijlocul defensivei, e o opțiune ciudată. Da, n-a vrut să joace cu vârf împins, da, probabil că a fals, căutat, da, cumva să vină Mitriță să atace zonele alea sau... Odată i-a ieșit la pasa lui Bancu. Da, a venit foarte bine în spate. Probabil dacă marca acolo era alta soarta meciului. Prima repriză destul de echilibrată, dar modestă în sensul ăsta, adică n-a fost ceva wow nici din partea FCSB-ului. Apoi balanța s-a înclinat în repriza a doua. Mai ales că s-a marcat acel gol pe final, din acel penalti care a schimbat jocul. Dar cu toate astea... Toată lumea vorbește de acel penalti. Pentru voi a fost sau nu? Acum, conform arbitrajului sau a legilor jocului, este penalti, că e mâna nu știu cum. Dar alții zic că tocmai conform regulilor și așa mai departe, mai nu știu, n-ar fi trebuit să fie. Pentru că a venit din picior și așa mai departe. Nu mai știi, că acum ți se spune de la început, vezi că orice mână în care o e hand, stai așa. Păi sar la cap așa, mă mișc așa, nu prea pot. Adică e mișcare naturală, de multe ori este ciudată, de-aia poate i-a și venit. Nu știu dacă a venit mingea mână sau mâna minge, dar... Mai degrabă oricum, mâna a venit. Mai degrabă mâna minge, dar nu știu cum a fost mișcarea. Asta a fost un argument pentru cei penalti. Care susțin că a fost penalti, ok? Că a venit mâna spre dar minge. Parcă spiritul echipei așa n-a fost. Degeaba. Adică eu unul, dacă eram antrenorul conducător, i-aș fi certat după meci ăsta, nu le-aș fi luat apărarea, că nu aveam de ce. Nu au arătat nimic, n-am văzut rău. Tatean, afară de Bancu, care oricum îi lovește de fiecare de pe cine poate, că el e cel care dă spiritul ăsta, în rest, străinii cu minți, cu străinii nu prea poți să vii să faci spirit al unei echipe, nu cred că înțeleg asta, nu cred că înțeleg ce înseamnă Craiova, nu-i văd să fac asta. Atunci ai nevoie tot de români să-ți ducă greu ăsta și... Dar cei care potriviți. Cei că... nu are cine, în afară de Bancu. Da. Nu văd cine. Mitriță, poate da. Și Mateiu, care înțelege foarte bine ce Mitriță își face acțiunile lui, dar nu e omul care să tragă echipa și să încurajeze pe ceilalți. El dacă iese lui e bine pentru echipă, dacă nu iese lui nu mai ajutăm echipa, că n-avem cu ce altceva. La FCSB, toată lumea vorbește acum despre acest... Noi am vorbit la început de emisiune despre cât de bine v-ați înțeles voi și ce cuplu ați făcut când jucați împreună. E bine, acum avem un cuplu și multă lume reduce succesul celor de la FCSB la acest cuplu, Coman Olaru. Da, doi jucători buni,
doi jucători de execuție. Bine, dar cert este că anul ăsta le merge foarte bine. Am impresia că și fizic arată bine și cred că și asta este un secret pentru anul ăsta lor bun. E foarte important acum să vedem dacă au continuitate. Pentru că încă mai e de jucat și se poate întâmpla orice. Adică nu trebuie să te bucuri că ai un avantaj de 8, 9, 10 puncte. Nu asta e important. Important e cum termini. Acum ei au calitate, au avut execuții, au pase de gol, au dat goluri. E foarte important să termine anul ăsta exact așa cum sunt. Acum asta e cel mai important pentru ei. Dacă vor să facă pasul la un campionat mai puternic. Costin, tu ai fost atacant central, acum ești selecționer al României la echipa până în 20 de ani. Poate FCSB să meargă până la capăt și să câștige campionatul cu această abordare fără vârf? Au avut unul, Compagno, îi zic la revedere, să vedem dacă vor și reuși să scape de el, că ne apropiem de finalul perioadei de transferuri și deocamdată nu se face acest transfer. Și vor să meargă, nu le-a ieșit cu Luis Felipe, un meci jumate au încercat cu el, cu UTA și jumătate de meci la Craiova. Faptul că a fost scos la pauză e o dovadă că n-a ieșit această schemă. Vor putea merge până la capăt cu această abordare? Păi din câte văd le merge, încă le merge, dar nici echipele celelalte nu sunt în prea mare formă ca să le pună mari probleme. Deci tu spui că o parte a explicației succesului lui FCSB este faptul că celelalte echipe sunt într-un regres. Da, așa este, dar cred că anul ăsta echipa care ar putea în continuare să le țină piept și să le pună probleme ar fi tot CFR Cluj. Așa spune și Gigi Becali, chiar dacă Rapid a ajuns la egalitate de puncte cu CFR, el așa spune, CFR este echipa de... Da, au jucători buni, maturi, puternici. Lucrurile n-au stat chiar cum a trebuit acolo și probabil că se vor regla, sau așa, cel puțin așa ar trebui să se regleze un pic. Și au capacitatea de a reveni, plus pedigriul acesta de campioană, e un club puternic. Tu ai fost la CFR Cluj, alături de Dan Petrescu și se spune că echipa nu mai este la fel după plecarea lui Dan Petrescu și de aceea, de exemplu, FCSB își permite acum să zburde prin campionat pentru că CFR nu-l mai are pe Dan Petrescu. Mulți au bucurat când a plecat Dan Petrescu de la Cluj. Adversari. Așa cum probabil mulți în Anglia se bucură că pleacă Jurgen Klopp acum de la Liverpool. Da, nu? Pentru că el era genul de antrenor care făcea o echipă puternică, robustă, care nu te lăsa să joci, te împiedica să joci. Chiar dacă am avut și noi probleme în ultima perioadă, jucătorii n-au mai fost chiar la fel, noi am mai nimerit la fel, să zicem. Dar oricum era mai greu să joci împotriva CFR-ului. Acum au pierdut câteva meciuri destul de ușor. Dar se va regla chestia asta, eu așa cred. Cum vezi, Viorel, această situație? Deci avem o echipă FCSB, vedem și acum discuția prinsă în spațiu public, că antrenorii nu sunt respectați, Gigi Becali face echipa, face schimbările și totuși, când se întâlnește FCSB cu Universitatea Craiova, care era antrenor, ce a construit echipa de Champions League, a fost selecționer și așa mai departe, echipa care parcă e mai coerentă, mai bine organizată este FCSB și nu FCSB echipa nimănui și nu echipa antrenorului specialist. Dar nu e chiar așa. Nu putem spune gata, Gigi Becali este antrenorul. Toată lumea tinde să spună lucrul ăsta, dar în spatele unui meci înseamnă multe ore de muncă, înseamnă antrenamente grele, înseamnă tactic, înseamnă analiză video. Nu e chiar așa. Deci nu chiar așa să spui gata, hai că m-am... E ușor să te pui cu telecomanda în mână și să spui că gata, Gigi Becali, uite, iar a comandat. Dar jucătorii care intră, jucătorii sunt pregătiți. Sunt pregătiți. Adică așa ar fi foarte ușor pentru jucători. Stai, mă, că eu oricum nu mă bagă antrenorul, dar mă bagă antrenorul de sus, să zic așa. De ce să mai mă pregătesc? Dar nu, asta arată că ei sunt, cum să spun așa, mi se pare că sunt câini anul ăsta. Așa arată, adică arată un grup unit, foarte bine pregătiți și pare că sunt pe drumul cel bun. Adică nu putem spune că gata, Gigi Becali a comandat dacă ei nu sunt foarte bine pregătiți în spate. Nu? În spatele cortinei sunt lucruri care noi nu avem de unde să știm.
Îl salutăm acum pe directorul celor de la FCU Craiova, Marcel Pușcaș. Bună seara, domnule Pușcaș! Bună seara! Ați început anul cu două înfrângeri. Ce se întâmplă? Păi, se întâmplă că într-un meci am jucat bine și am luat bătaie și în al doilea meci am jucat mai puțin bine și iar am luat bătaie. Și trebuie să ne revenim. Să vedem dacă le ghicesc. Ăla în care ați jucat bine e cel cu farul? Nu, cel cu rapidul până primim tu 65. Din două n-am reușit să-l nimeresc. Dar știți de ce m-am gândit la cel cu farul? Că parcă regretul a fost, nu știu, și mai mare, pentru că a fost acea lovitură de la 11 metri pe care n-ați primit-o. Păi, da. Deci, chiar dacă am jucat mai puțin bine la Constanța, puteam să terminăm la egalitate. La dovadă, rapidiștii au jucat două meciuri, zic eu, mai rău decât adversare, decât noi și chiar decât Dinamo, că au câștigat cele două meciuri. Da, știți cum se spune despre echipele mari, că ele câștigă și când nu joacă bine? Da, dar tot echipe mari sunt și cele care pierd 5 meciuri la rând. Da. Nu prea de mare. Și... aici la ProSport Live, Marius Avram ne-a spus că trebuia să primiți lovitură de la 11 metri în meciul acesta cu... A spus și Crăciunescu, a spus și Porumboiu, a spus și Zota. A spus toată lumea, înțeleg. Ei intervin în emisiunile sportive din România pe teme de analiză. Păi și de ce dacă toată lumea zice că trebuia să primiți lovitură de la 11 metri și avem și monitor, sistem VAR, putem să stăm un sfert de oră să ne uităm la o fază, de ce nu fi s-a acordat acea lovitură de la 11 metri? Nu știu de ce, pentru că... Mi se pare că nici nu a fost analizată pe monitor. S-ar putea ca centralul să nu fi văzut clar. Se poate întâmpla într-un joc, să fie obturată imaginea de 1, 2, 3 jucători, un grup de jucători, să nu vezi. Dar în condițiile evidenței barului, n-ai cum să nu dai acolo penalti. Că e talpă, cum se spune, un joc periculos, în suprafața de pedeapsă și trebuie tratat ca atare penalti. Adică să ni se dea ce e de dat, clar. Dacă da acuzăm arbitrajul și nu doar noi ne luăm de arbitrii, doar FCU Craiova, văd că toate cluburile, toți președinții, toți antrenorii, nu n-a scăpat niciun antrenor de corvoada asta numită arbitraj. E păcat că se întâmplă lucrurile astea. Am vorbit și eu cu un arbitru, nu dau nume, și mi-a spus, păi ce, calitatea jocului în România este mai bună decât arbitrajul? Poate că da, poate că nu. Ce vreau să spun e că singurul element neprofesionist din timpul unui joc de fotbal în România este arbitrul. Și de ce este mai rău cu arbitrajul decât cu jocul? Pentru că atunci când se dă o centrare în fața porții, ai o singură oportunitate de a băga mingea în poartă. În timp ce la arbitrii există și a doua șansă, monitorul, camera VAR. Deci față de jucători, arbitrii sunt avantajați, pentru că mai au o a doua șansă să-și repare greșelile. Și de multe ori vedem că nu fac. Nu plătesc pentru greșelile pe care le comit. De când jucătorii, dacă îi comit greșeli, nu și-au prima de joc, unora li se rezilează contractul, antrenorii sunt destituiți, conducătorii de cluburi, patronii, nu ocupă locuri mai sus în clasament, în consecință pierd bani din drepturile TV în sezonul viitor, sute de mii de euro, și uite așa, arbitrul nu plătește nimic. Îl suspendă o etapă, două sau trei, îl reține de la delegări, domnul Vasara, și cu asta s-a încheiat discuția. Domnule Ei Pușcaș, sunt economiști, sunt profesori, lucrează în alte părți. Eu propun să li se facă contract de arbitru profesionist, cum e și până în vest, și să trăiască din treaba asta și când greșește să vadă că nu-și mai asta la vreo două luni. Să-i se dea 2, 3, 4 mii de euro pe lună, 5 mii, eu știu cât se poate întinde pelteaua asta la nivel de arbitri, asta propun Federației Române de Fotbal. Și dacă greșește, să nu mai fie delegat 6 etape, adică vreo lună și jumătate să nu-și ia salariul. Să vadă ce înseamnă ca jucătorii să nu-și ia primele sau să nu-și atingă obiectivele. Domnule Pușcaș, și atunci suntem la nivel de egalitate în teren și poate că și reproșurile n-ar mai fi sau oricum ar scădea.
Credeți că anumite greșeli importante care se petrec împotriva echipei noastră au legătură și cu faptul că Adrian Mititelu a vorbit cu subiect predicat, Gabi Bodescu este cel care face în arbitraj și așa mai departe, adică a și nominalizat, a avut un discurs foarte dur așa și foarte concret în privința... A vorbit și Gigi Becali, a vorbit și Hagi, nu ne vor campion, nu... și așa mai departe. Și Leo Grozavu, și domnul Iftime, și domnul Rotaru, și domnul Varga, toți domnii au vorbit, și antrenorii, posibil din România, dar poate că noi am fost puțin mai vocal, să zicem. Asta nu înseamnă că trebuie să o ții așa, te coalizezi împotriva unui grup. Că până la urmă e vorba de meseria ta și te vede o țară întreagă. Până la urmă te faci tu de râs. Arbitru. Aveți o explicație, aveți o experiență foarte mare în fotbal. Avem o echipă unde patronul se spune că nu îi respectă deloc pe antrenor, le ia deciziile tehnice, tactice, e vorba de Gigi Becali. Și totuși echipa domniei sale este detașată pe primul loc în clasament. Aveți o explicație pentru care se întâmplă lucrul acesta? Explicație, în primul rând, că la ora asta, după părerea mea, și am mai spus-o și cu alte ocazii, chiar în turul campionatului, Steaua mi se pare că are cel mai bun lot și egală valori pe posturi. Dar cred că diferența asta de puncte este și din cauza scăderii randamentului CFR-ului față de sezoanele trecute. CFR-ul a avut până acum două sezoane, 3-4 ani buni. Anul trecut au lăsat-o mai jos și l-a luat față afară. Și acum a început și mai rău campionatul, în toamnă, la toamnă mă refer, și de aici și diferența. Au mai mătrânit și Hoban, au mai trecut ani și peste Deac și peste Camora, care erau jucători de bază cu un an, doi. Da. Cei nou veniți, nu știu, dar au și plecat al de burcă și încă câțiva jucători. Au venit alții până se omogenizează, până se sudează, Steaua ia avans. Dar lupta încă nu e clară și decisă, pentru că după înjumătățire se vedem cu cât se rămâne. Federația Română de Fotbal a anunțat că din sezonul viitor, în orice moment al jocului, trebuie să fie 5 români pe teren pentru o echipă, iar peste două sezoane, 6 români în permanență, în orice moment al jocului pe teren. Cum vedeți această decizie? E de apreciat undeva că se încurajează elementul românesc. Dar nu trebuie uitat, la fel ca și cu regula U21, că suntem într-o Uniune Europeană, sau cel puțin pretindem că suntem în Uniunea Europeană. Nu, această regulă ne arată că suntem între Arabia Saudită și Iran. Nu, da. Asta nu este o regulă din Uniunea Europeană. Nu mai găsești nicăieri în Uniunea Europeană. Da, nu. E adevărat. Și nici asta cu 5, cu plus 6. Da. Ideea e că dacă încurajăm... reversul acestei medalii, să zic așa, poate fi faptul că dacă toate țările din vestul Europei ar aplica regula asta 5 plus 6, jucătorii români n-ar mai avea loc aproape nicăieri de la Vlac exact. Încolo. Exact. Românii noștri care se duc... Imaginați-vă în Italia, Empoli și doar 5-6 jucători străini, păi probabil că nu Răzvanu Arin va fi printre ei. Și așa mai departe. Trăcușin, și mulți alții care foarte bună această observație. Dacă Tottenham ar putea să aibă doar 5 străini pe teren, Drăgușin n-ar mai avea ce să caute acolo. Nu. Nici Moldovan. Nici Moldovan la Atletico. Și cred că niciunul. Și atunci ce ne facem cu condițiile astea moderne, moderniste, europene? Ce facem? Păi nu ne place ca aici la noi să fim să fim protectori cu ai noștri, dar ne-ar deranja ca alții să aibă față de jucătorii noștri o atitudine similară. Păi acum e ca și cum ai vrea să zicem să-l schimbi pe Radunovici cu Borza, doar pentru faptul că e român Borza sau că e Ander. Păi spune una alta, Borza să-l scoate, dacă ar fi colegi de echipă, să-l scoate pe Radunovici, că e peste Radunovici. Atunci crește valoarea lui Borza și implicit a fotbalului românesc. Da, pentru că atunci când Borza se întâlnește... Dacă îl scoate pe Radunovici, că e mustai pe baza unei reguli, Borza o să joace încă 4 ani under, de exemplu, știe că nu are concurență, nu va mai progresa,
va fi bibilit de colectiv, plus de club, că, de antrenori, plus de că colegi. Atunci când Borza îl scoate pe Radunovic, să zicem, datorită acestei reguli, dar când se întâlnește Borza cu Radunovic într-un meci internațional, atunci nu te mai ajută nicio regulă când trebuie să fii rival 1 la 1 pe teren. O să vedem, nu știu. Acum se spune că din 2016, de când s-a instituit regula asta U21, au intrat, mai nou văd cifre, 100 și ceva de milioane de euro în fotbal românesc. Păi hai să-l scoatem pe Hagi din context, că Hagi oricum se ocupa cu regulile astea, fără regulă, asta face Hagi, adică banii produși din, știu eu, Cicâldău, Mazilu, Brighton, Drăguș, și așa, păi numai Hagi a încasat în ultimii 7-8 ani 50 de milioane de euro. Da, și oricum a trecută cu Peniu și cu Gacela la Constanța și nu a spus e treaba asta. Alde Stanciu 55 și de milioane în ultimii 10 ani, Gică Hagi, direct. Alde Stanciu și Denis Man, care de asemenea au adus bani foarte mulți în România, nu au fost băgați la FCSB, da, că corespundeau nu știu care e regulă, ci că erau buni la un moment dat. Toți ăștia, toți cei care au fost în 99 la marea performanță locul 4 la European din Italia, de U21. Da, 2019, da? 2019, toți debutați înainte de 2016. Da. Răzvan Marin, 2014, Ianis Hage, 2014-15, Coman, 14-15, Andrei Ivan la fel. Petre. Andrei Ivan la fel. Pușcaș la fel. Petre era prin Danemarca. Eu nu Radu nici nu știa cum mai România. Era de vreo 5 ani prin Italia. Da. Deci, care ți-a produs țele alea cu 21? Aveți dreptate. Alături de mine studios se află selecționerul naționalei pentru jucători până 20 de ani, Costin Curelea, care ar vrea să intervină în această discuție. Bună seara! Da, bună seara. Nu neapărat că voiam să intervin, dar mai e încă o chestie. Vorbeam de jucătorii noștri care n-ar mai putea evolua în străinătate. În ultimul timp în România nu au fost aduși jucători de o asemenea valoare, mai ales la cluburile mici, încât să spunem că au făcut diferența. Că văd multe echipe care pline de străini, care sunt tot la retrogradare și se chinuie să supraviețuiască. Aole, îți faci referire chiar la FCU Craiova? Nu dau nume, da. Poate și la noi se facă referire, nu asta e problema. Sunt mai multe echipe în această situație și nu văd. Și eu am declarat la rândul meu, înainte să apară această regulă, că mai sunt jucători români care ar mai merita șanse, poate, da? să mai joace. Hai să-i vedem, pentru că jucătorii români au șanse. Jucătorul român nu joacă pentru că sunt străinii în echipă. Nu de aia nu joacă. Și da, știm foarte bine cei care mai ne ocupăm cu fotbal. Da, atunci poate am avea o preocupare. Poate am avea o preocupare că la aceste așa zise academii care sunt create în România, academie, îmi fac două terenuri acum de alea de 40 pe 20 și o denumesc academie. Da? Deci cluburile importante trebuie să se implice și să crească cu adevărat acești copii. Dar cluburile importante nu mai sunt interesate. Toți caută să cumpere pe unul de pe acolo, de pe acolo. Au schimbat acum, din ce am înțeles, și regula că nu mai sunt obligați copiii la 16 ani să mai semneze cu cluburile, lucruri care cred iar că sunt un avantaj, pentru că existau fel și fel de cluburi, de academii de acest gen, care blocau niște jucători, nu îi lăsau să meargă la mai departe. Da? Putem da exemplu din Craiova. În loc să vină la Universitatea Craiova, rămânea la FC, nu știu care, de pe acolo, într-o comună sau chiar un club mai mic și nu ți-l dădea să-l promovezi. Acum dăm drumul la scouting, dăm drumul la niște oameni, devenim mai interesați să formăm niște jucători și poate să ne reușească. Bun, hai să luăm invers, să punem invers problema. Aceste talente românești care pleacă, eu am făcut o statistică prin 2016 în federație și am luat care pe anul 2004, deci ultimii 12 ani. Au fost peste 1000 de copii plecați de la 15 ani din țară, nici unul, rețineți și subliniez, nici unul nu a ajuns fotbalist în țările unde au plecat. Direct. Nici unul. Din 1000. Începând cu Daminuță, Ali Bec, i-am luat pe toți la rând. Plecați la 15 ani, 16 ani. Toți au venit înapoi la 19, 20 de ani, 18 ani. De ce? Pentru că au 3-4 ani întrebare. Pentru că ești antrenor. Da. Încearcă să găsești răspunsul. Pentru că ABC-ul până la 15 ani este insuficient. Și aici clubul nu prea are ce face.
clubul nu poate să stea 10 ani să pice prin B, prin C, ca să-i crească lui generația uimitoare peste 10 ani să, nu știu eu ce să facă, dacă o crește. Hagi, da, Hagi a înțeles regula, cu asta s-a ocupat de la bun început, a declarat de la bun început că asta face și o face. Dar nici jucătorii lui, când pleacă afară, nu toți joacă la cluburile la care pleacă. Deci înseamnă că avem o problemă generală în România de instruire la copii și la juniori până la 15-16 ani în bagaj, deficitar total. Este adevărat. Eu, prin aici sunt motive. Terenul, lipsa terenurilor, calitatea antrenorilor, competițiile slabe, goana după rezultate imediate, aportul părinților, intervențiile părinților, lipsa timpului, computerul, tableta. Știu, asta zic, dar parcă înainte erau niște cluburi. Erau niște cluburi care, cluburi mari și importante, care primeau acești copii la fotbal fără a le cere taxe, fără a le impune niște lucruri, fără a avea mari interese și mai și învățau cu niște antrenori foști fotbaliști, probabil, în mare parte, care învățau să mai și sufere, să mai și facă prostii, să mai, adică treceau mai ușor peste lucrurile astea și poate că de ce jucătorii, de ce jucătorii din 90, crescuți în regimul ăla și în stilul ăla sovietic, nu sunt eu nostalgic, da, cu alte Forban și munci și băi, da, s-au dus afară în 90, 93, 94, 95, s-au impus toți, de la Hagi până la Ionel Ganea, care mai, era mult mai tânăr, sau de la Moldovan, sau știu eu, Mutu după aceea. De ce ei s-au impus afară? Și ăștia de astăzi nu toți vin înapoi. Uitați-vă, o echipă națională din 2000, 2001, 2002 au plecat, știu eu, jumătate, au revenit peste 2-3 ani. Că sunt greșeli în competiții, competițiile sunt foarte slabe, poate și faptul că acel 40-20, nu știu, le formează altfel de deprinderi, poate că nu învață alunecările de mici, poate că nu învață sacrificiu, poate că nu învață pasa lungă, poate că nu știe cu piciorul stâng, lipsesc zidurile, cum era pe vremea noastră, care sunt esențiale. Am văzut în Anglia, la mai toate cluburile au zid. Noi le-am desfințat, dar noi nu există zid în România. Și e dușmanul fotbalului, zidul, care e cel mai bun pasator. Și știți foarte bine că ați fost fotbaliști. Cum i-o dai, așa ți-o dă înapoi. Atunci, astea sunt elemente de bază, luate bob cu bob, se adună 100 de elemente și ai la lot ce ai. Asta e. Atunci, nu știu dacă regula 5 plus 6 rezolvă pregătirea precară, ABC-ul precar însușit de cei de până la 15 ani. Dar nu știu. Până la urmă, nu e o impunere, practic, doar nu mai primești ceva. Dacă, da, nu mai primești ceva. Sau primești dar, un bonus dacă folosești. Răzvan Bulanu nu o comunică așa. El o comunică ca și când așa trebuie. Sigur că este o portiță să plătești, să nu mai primești niște bani. E un fel de amendă. Nu mai primești niște bani. Mulți, nu, ungurii au modelul ăsta, într-adevăr. Ungurii, care, de exemplu, la Liga 2 în Ungaria, echipele sunt subvenționate. În cazul în care nu folosești jucători străini, se consideră pe bună dreptate, măi, dacă vrei să ai 2, 3, 4 străini, nu le interzice. Doamne Pușcaș, aș vrea să vă anunț că totuși campionatul României nu știu dacă este mai slab decât campionatul Ungariei. Cam pe acolo. Deci, noi tot au și două echipe și restul tot pe oameni. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Și e o emisiune plăcută. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Viorel, nu știu, adică, ok, aud povestea asta cu Ungaria, nu știu în detaliu. Nu știu dacă la ei chiar așa de puțin străin, dar nu există în Uniunea Europeană așa ceva. Deci, odată e foarte interesant acest lucru. Noi nu respectăm principiile europene. Noi facem parte dintr-o țară uriașă care se cheamă Uniunea Europeană, care e ca Statele Unite ale Americii, unde acum toți ne plimbăm fără granițe să găsim loc de muncă. Deci, odată, faptul că interzicem concurența oamenilor din Uniunea Europeană pe un anumit job nu este conformă principiului european. Uniunii din care facem parte. Și apoi, foarte bună această observație. Dacă noi, dacă și alții ar lua astfel de decizii, românii noștri n-ar mai ajunge să joace pe la Empoli, pe la Bari, pe la
Așa e, ai dreptate, dar sunt două chestii separate. Eu cred că regula pe care federația vrea să o impună sau să o introducă, să o implementeze, are ca scop doar să umblăm puțin mai jos. Adică la centru de copii și juniori, eu cred că acolo este scopul și acolo ar trebui să umblăm mult mai mult. Da? Pentru că toate problemele pe care domnul Pușcaș le-a spus și le-a arătat, da? Sunt de acord cu toate, e adevărat, numai că problema este jos. Noi avem tendința ne uita sus, nu în vârf. Hai să vedem ce jucători. Nu suntem aici cu un selecționer cu care ne vom uita și jos. Și eu lucrez jos, și da. Eu lucrez jos și știu ce înseamnă și sunt de acord. Eu aș da puțin înapoi, chiar dacă acum sunt cursant la licența pro, eu spun că una dintre probleme pe care le are fotbalul juvenil este acordarea licențelor antrenorilor. De ce? Pentru că se începe cu cea mai slabă licență. În 60 de ore o poți lua. Nu, eu aș face invers. Aș da-o pe cea mai mică licență, cea care se ocupă de copii juniori, aș face cele mai multe ore. Aș duce-o în 400 de ore. De ce? Păi toată lumea, hai că mi-am luat o licență, într-o două săptămâni mi-a luat licența, un carnet de antrenor sau licență și pot să fiu antrenor și să-mi fac o academie. Și atunci iau cotizații, am... Tu zici că baza, până la urmă, așa e și în învățământ, până la BAC, care să zicem că este prima diplomă importantă, muncești cel mai mult, 12 ani. Păi și apoi, pentru facultatea asta, sunt 3-4 ani. Normal. Da. Noi, e foarte să fie simplu. Ca o specializare, practic. Da, sau... ulterior. Dar baza să fie la mai noi, solidă. La noi e invers. Acordarea licențelor este invers. Da? Noi creștem, dar de fapt e mult mai greu sus. Ok, te referi doar la profesioniști. Da, dar până ajungi la profesionist, eu cred că trebuie să... Toți am fost amatori sau toți am trecut la cele mai slabe niveluri. Da. Și atunci ce facem? Eu cred că acolo trebuie puțin umblat și făcute, nu știu, un manual de licențiere peste tot. Chiar și Liga 3, chiar și Liga 4, chiar și Academii, puțin mai drastic. Dacă vrem într-adevăr să facem ceva. Costin, până la urmă, tu, iată, ai și în martie meciuri cu echipe tari, pentru că doar federațiile puternice au naționale U20. Te vei întâlni cu Italia și Polonia, mi-ai spus. Da. Jucătorii din aceste țări puternice cu care te bați tu, Anglia, Portugalia și așa mai departe, cu care ai avut anul trecut meciuri, ei nu au astfel de condiții și ne mai și bat de multe ori. Deci ei nu au culoare din acestea făcute. Băieții ăștia tineri din Anglia, din Portugalia, trebuie să răzbească, trebuie să se bată cu străinii, fără să fie ocrotiți de anumite reguli. Da, cumva e adevărat, pentru că și acolo sunt mulți străini, dar nu știu, ei îi protejează altfel, parcă nu au aceeași presiune. Eu aud discuții de antrenori de copii și eu știe și el la fel de bine ca și mine. Duc discuțiile într-o așa direcție încât eu, un antrenor de copii de 10 ani, 7 ani, 12 ani, eu am meci mâine, eu câștig, eu trebuie să... Adică oamenii ăștia nu mai sunt acolo să instruiască, ci o văd ca pe o lupta lor, ceea ce este total greșit, total eronat. Copiii nu mai au plăcere, vrem doar rezultate, vrem să creăm echipe, devin selecționer la 10 ani. Și la plăcerea pe care ne dădea spotul când îi priveam, că nu există această presiune. Și nu, mai e o chestie, nu îi mai lasă să mai greșească. Da. Cum vrei să progresezi? Și iarăși observație foarte interesantă, venită chiar din partea unui om care este efectiv fotbal din România, nu te mai lasă să driblezi. Pentru că în permanență ți se strigă. Antrenorul strigă, dă-o acolo, dă-o acolo, dă-o acolo. Antrenorul și atunci joystick. Exact. Și ei din inventivitatea jucătorii. Și atunci te întreb la Viorel Ferfelea, că e aici invitat, care era un astfel de jucător cu fantezie la mijlocul terenului. Sau dacă ne gândim la nivelul cel mai înalt, la Gică Hagi, la Lionel Messi, dacă aveau astfel de antrenori când erau copii și le luau din inventivitate, din îndrăzneală, dacă Biuco și îi spunea lui Hagi, bă, nu mai driblezi nicio secundă, o dai la primul adversar, la primul coechiper pe care îl ai în apropiere, poate că nu aveam parte de astfel de genii în fotbal. Și vedem că fotbalul este tot mai sărac și la nivel înalt. Discuția e interminabilă aici. Gândește-te că în curtea școlii nu se mai joacă fotbal. Unde se mai joace copiii? Noi acum sunt vremurile care curtea sunt. Curtea școlii era o instituție, era...
Cel mai tare loc al campionate neoficiale. Ăla era Disneylandul nostru. Erau deschise, acum e încuiat, mergem să închiriem teren sintetic să jucăm. Da. Sau hai să plătim să facă copiii mișcare. Nu, da, acolo nu exista oră de închiriere. Stăteam de la răsărit până la apus. Campionate neoficiale făceam, adică era o întreagă activitate. Sir Alex Ferguson, cel mai mare manager, spune, până vii la fotbal, aveai un număr, nu știu câte, 10.000 de ore de fotbal trebuia să ai, până veneai efectiv la fotbalul organizat, profesionist, la cluburi, unde te învață să centrezi, să te demarci, să te nu știu. Dar trebuia să ai fotbalul ăla de bază. Și noi, tu ca antrenor vrei să lucrezi, sau tu ca antrenor de copii. Tu acum, tu în două săptămâni sau în două zile pe săptămână sau trei zile pe săptămână, nu poți acoperi jocul în curtea școlii. Nu ai cum, nu ai cum. Mai ales că sunt unii, văd, de stau la coadă să facă un exercițiu. Au câte 30 și stau copiii și fac o dată la 3 minute. Când vreodată o să ajungă ăla să aibă 100 de repetări pe antrenament? Niciodată, într-o lună probabil. Și atunci dăm puțin înapoi timpul și spunem, stai puțin, că vine nepregătit la echipa mare, vine nepregătit, stai puțin că nu e bun pentru Liga 1. Și atunci, eu cred că ar trebui să făcut o întreagă emisiune doar pe chestia asta, doar să mai scormonim puțin acolo. Au fost discuții și nu se vor termina niciodată, dar Federația încearcă de anul ăsta, am fost și anul trecut, încearcă din nou un program de readucere a acestui Maidan. Va încuraja acest lucru. Ei au avut la un moment dat un program fotbal pe ulița satului, pentru că până la urmă multe dintre geniile noastre de la țară au pornit acolo unde sunt copii săraci, dar foarte hotărâți, puternici, cu un mental puternic, hotărâți să răzbească. Și acum e tot mai rău, pentru că acum e fotbalul cu închiriat sintetic și așa mai departe. Bun, haideți că pomeneați de intențiile federației, să-l ascultăm pe Răzvan Burleanu și ne întoarcem să comentăm. Regula 5+6 se aplică începând din sezonul competițional 2024-2025 pentru primele două eșaloane fotbalistice din România și presupune ca pe durata unui joc să avem în teren cel puțin 5 jucători formați la nivel național, iar din sezonul următor, din vara anului 2025, numărul acestora va crește la 6. Le-am transmis și celor doi jucători că suntem foarte mândri de transferurile lor și chiar ne-au bucurat foarte mult, fiindcă cred că atât Radu Trăgușin cât și Horațiu Moldovan au în momentul de față capacitatea și oportunitatea de a inspira și alți jucători tineri români. Un antrenor de altfel cu un potențial uriaș, adică chiar mi-aș dori ca Adi Mutu să fie unul dintre acei antrenori români care va reuși să-și depășească cariera de fotbalist. Cu siguranță fotbalul românesc are nevoie de o schimbare în ceea ce privește acționariatul la nivelul cluburilor. Da? Iar în momentul în care cineva cu experiență în mediul privat, care a și reușit la un nivel înalt, așa cum este domnul Țiriac, cu siguranță aportul lui ar putea să fie nu doar unul de ordin financiar. Fiindcă la finalul zilei, banii nu sunt foarte scumpi. Dacă ai inteligență, îi poți găsi în piață. Ceea ce contează cel mai mult este know-how-ul pe care un acționar, un patron îl poate aduce atunci când se implică în fotbal. Dacă președintele UEFA ar fi avut vreo nemulțumire în ceea ce mă privește, cu siguranță m-ar fi sunat. Așa că nu cred că este vorba de mine. Nu am niciun plan în acest sens, da? De a candida la președinția UEFA în 2027. Da, l-am ascultat pe Răzvan Burleanu, susținându-și strategia. Aș vrea însă să remarc faptul că fotbalul este în primul rând o industrie. Este cea mai de succes industria divertismentului din lume. Nu mai este doar o chestiune unde ne ducem, hai cu sănătate, hai cu sportivii. Este precum cinematografia, este precum industria muzicală. Ce am văzut că se întâmplă în America cu NBA și așa mai departe, se întâmplă și acum și în Europa. Premier League a devenit cel mai strălucitor campionat de fotbal din lume datorită străinilor. Nu cu englezii care jucau într-un anumit fel. Cu ajutorul străinilor, bun, e adevărat. Dar în acest moment, străinii cred că sunt mai mult de jumătate din fotbaliștii care evoluează în Premier League. Deci,
Eu am văzut, am mai spus, am comentat în ultima etapă din faza grupelor, în cupele europene, o echipă a lui Rangers care avea doar șansa victoriei pe terenul lui Betis Sevilla pentru a merge în optimi în Europa League. O bătut-o pe Betis Sevilla câteva zile înainte, Madridul n-a câștigat acolo, având 8 englezi pe teren, niciun scoțian. Rangers, un simbol al fotbalului scoțian, n-a avut niciun scoțian un minut în acea partidă. Aia era un delir, fanii scoțieni, chiar dacă erau cu ungurilor, să zicem așa, cu englezii pe teren. Deci, fotbalul devine ceva... ceva uriaș, așa din punct de vedere al entertainment-ului până la urmă. Este o, adică Paris Saint-Germain a devenit o chestiune de pus pe arcul de triumf, pe arcul de triumf pe Tour Eiffel datorită starurilor care vin acolo. Adică nu, ai dreptate pe chestia asta. Dacă stăm puțin să ne uităm, cam toate echipele mari încearcă să și acopere lotul cu jucători din China sau din Japonia, probabil că și mexicani, să acopere tot ce înseamnă piață. Piață, da, da, da. Și atunci și e adevărat ce spui, că se transformă într-un business. Dar noi nu suntem încă la nivelul ăla. Noi avem nevoie de o bază. E adevărat, ar fi o normalitate. Dar până vorbim de Anglia, vorbim că englezii au avut regula ca toți jucătorii străini care vin trebuia să aibă meciul echipele naționale. Da. Și atunci, normal că tu aduceai jucători numai care... Că eu aș vrea să-i aduc aminte lui Costin, că el a trăit alături de Dan Petrescu niște momente glorioase, inclusiv în cupele europene, la CFR Cluj, și nu datorită acelui băiat pe care voi trebuia să-l băgați în campionat, îmi scapă numele lui, aveați voi un băiat acolo, pe care, un mijlocaș pe care îl băgați mereu. Când? Român? Român, da. Petrilă și care cum? Petrilă jucam în perioadă. Nu, Petrilă. Da. Mă refer înainte. Care îl băga un minut sau ce? Era băiatul acela înalt, era un mijlocaș, îmi scapă numele lui acum. Și nu datorită lui Dan Petrescu și CFR Cluj obțineau succes, ci datorită străinilor care erau acolo în echipă, da, în primul da. Rând. Mi-aduc aminte că, era un, că de-aia el a dispărut după ce a făcut vârsta. Dar juca meci de meci. Itu, da. Itu, era el juca meci de meci la CFR. În cupele europene nu era băgat. După ce a făcut vârsta care nu-l mai ținea pe teren, a dispărut ca fotbalist. Deci, până la urmă... Eu cred că e și problema lui. A avut șansa să meargă la Dinamo, a fost împrumutat tot în Liga 1 și nu cred că nu s-a impus. Păi da, dacă el era artificial la CFR. Tu nu vezi că FCSB și-a făcut un lot și acum Gigi Becali, principalul lui problemă când face echipa, este să plece de la Under-ul, care trebuie să fie pe teren. Și după aceea e așa să le găsește loc al alții. Nu, să știi că e o problemă. Nu e normal, nu așa trebuie să faci. E o vorbă în fotbalul italian, era o vorbă când Italia era cea mai tare competiție și devenise cea mai tare competiție din lume tot datorită străinilor. Duminică îi vedem pe cei mai buni pe teren. Deci nu era, trebuia să găsim Andrew și în funcție de el să croșetăm. Bă, unde să-l punem pe ăla? Și asta e, dacă îl băgăm pe Tavi Popescu, atunci alții trebuie să stea și să vedem cum facem. Sau dacă îl băgăm pe Pantea, asta e. Sacrificăm mai și facem dincolo. Da. Că Gigi Becali așa ne-a spus și aici în emisiune. De la Pantea el începe să facă echipa. Sunt multe discuții pe tema asta cu jucătorii under. Da, și eu mă lovesc de chestia asta fiecare săptămână și știu că toată lumea ți-e și frică să nu greșești. Pentru că ai nevoie să ai dubluri pe pozițiile unde ai jucătorii under. Trebuie să vezi exact, stai că am scos unul, că e 2004, trebuie să bag unul 2005. Adică trebuie să fii foarte atent pe chestiile astea. Da, dacă ar fi fost normal, n-ar fi nicio problemă. Dar pe mine unul nu mă deranjează. Adică trebuie să, nu știu, o găsesc așa, ca pe o provocare. Trebuie tot timpul să găsești. Sunt de acord că sunt argumente pentru ambele părți, pentru că, pe de altă parte, am avut ocazia să comentez aceste meciuri în această campanie pe Pro Arena, meciurile din preliminarele Campionatului European de Tineret și echipa națională de tineret a României chiar ne-a lăsat o impresie foarte bună. Este acolo la bătaie pentru calificare directă la Euro. O să zic, adică eu acum având și fiul meu este micuț, joacă și el la copii și văd, există talent. Dar la un moment dat se pierd. Deci, ești genul ăla care se duce și face scandal la antrenamente? Da. Nu. Pentru că e deja o specie aceasta a părintelui, mamă sau tată, nu mai contează, da, părintelui e, de fotbal. În general, mama e mai tare decât tata. Da, situația e groaznică la nivelul ăsta. Părinții, antrenorii, toți sunt cu probleme. Dar
trebuie să ne uităm mai jos. Probabil că asta va fi. Apropo sunt de această observație cu mama, tata, care sunt foarte vocale acolo, da, la meciurile de juniori. Am văzut o declarație acestui italian care tocmai a câștigat turneul de la Australian Open. Mi-a plăcut foarte mult declarația. El este primul italian care după o jumătate de secol aproape câștigă un nou trofeu de Grand Slam. Ceva uriaș în Italia, e o mare discuție, mă rog, l-a bătut și pe Novak Djokovic pe parcurs și așa mai departe. Și el zice, eu am avut în copilărie șansa de a avea niște părinți care n-au pus presiune pe mine și aș vrea ca cât mai mulți copii de pe lumea asta să trăiască această experiență, să nu aibă părinți care să pună o presiune. Adică se poate să ajungi la cel mai, să fii cel mai bun din lume și fără o presiune asta nebună pe tine. Hai să zic o chestie. Fotbalistul se naște. Fotbalistul se naște. Nu-l faci. Greu să-l faci. Adică tot trebuie să vină de la el, că îi instruiește pe toți la fel. De ce unul ajunge? Ăla e. E născut pentru chestia asta. Dar pentru că eu nu pun presiune deloc că asupra copilului meu, sunt făcut nebun de anumite oameni. Băi, ești nebun că are ceva, de ce nu faci nimic? Lasă-l să se distreze, dar vârsta a scăzut. Acum e chemat la 4 ani la fotbal. Pentru ce? Dar bă, chestia asta... Deci știți pentru ce. Singurul motiv ăla este. 4 ani, bă, lasă-o încolo. E și chestia de cum am fost făcuți, nu? La școală, presiune, trebuie să luăm să facem rezultate bune, să luăm locul întâi, să luăm mențiuni. Dar poate nu înțelegea nimic. Nu? La fotbal trebuie să câștigăm campionate. Pă, oricum să nu câștigăm, că trofee, să mergem noi acasă și să arătăm cupa. Și... Dar de fapt, poate noi n-am înțeles nimic din ziua care a trecut peste noi. N-am înțeles. De când ne bucurăm, dar nu am băgat nimic în bagaj. Da, asta e pe termen lung. Și la noi, la sport, au fost mai mulți, poate mai buni ca noi la nivel de juniori. Au fost alții văzuți. 100% au fost. A trebuit să promoveze la echipa mare, antrenorii au dat pe unii. Erau aceleași chestii. Dar până la urmă, ca asta, nu mai există clubul ăsta care să-ți dea șansa, cum a fost Sportul Zențesc. Singurul club care mai creează ceva și am fost săptămâna asta acolo, la Gheorghe Hagi, la Academie, băi, vezi ceva, e fabrică, e uzină, crede-mă, se lucrează la toate vârstele la fel. Ce a făcut acolo este incredibil. Dar trebuie să fie mai mulți nebuni de ăștia, că altfel nu se poate. Dar nu vrea nimeni. Preferă să dea, să-l crească Gică Hagi pe unul și zic, hai mă că îi dau 300.000 pe ăla, l-am luat și îl bag la mine. Nu vrem să-l scoatem. Noi. E, oricum, nu se va termina. Apropo de discuția asta ce ne spuneai mai devreme, tu mai vedem știrea pe prosport.ro. Ultima clasată din campionatul României, de FC Botoșani, și-a luat un atacant sud-american. Adică... Să aibă succes, să se salveze la retrogradare. Sigur. Cluburile, am văzut și la Dinamo, pentru că au fost doar străini în această lună ianuarie. Cluburile aflate și în situația disperată de a încerca să scape de retrogradare, aici caută soluția, în transferuri din străinătate. Dar noi nu avem o problemă. Sau cel puțin eu nu am o problemă cu asta. Eu m-aș bucura să vedem în campionatul nostru jucători de care am avut noi parte când jucam. Un Ada Hilton, un Wesley și nu știu, și lista poate continua. Adică, erau jucători, despre ce vorbim? Erau jucători mari, dar în continuare unde sunt privați, rezultatele vor mai fi și se mai încearcă ceva. Majoritatea, Liga 3, Liga 2 aparțin de primării, jumate din Liga 1 aparțin de primării. Cluburi moarte. Moarte. Acolo nu interesează copii junior, nu interesează absolut nimic decât azi. Mâine... Da, deși rolul autorităților locale tocmai asta este să încurajeze sportul pentru copii și pentru toată lumea până la urmă. Dacă să ne comparăm cu ce se întâmplă pe afară, fiecare cătun, sătuc, sat, nu știu, au teren de fotbal, au sală de sport, au bazin. Păi noi unde învățăm să ne uităm? Ungaria, o să ne uităm așa și la Ungaria în curând. Pentru că am pomenit de încercarea aceasta disperată a lui Dinamo să scape de la retrogradare, Viorel, îi dai o șansă lui Dinamo să se salveze? Să știi că Dinamo arată bine după astea două etape, chiar dacă nu a câștigat, mi se pare că e o schimbare, sunt mai bine pregătiți, am impresia că vor arăta mult mai bine și cred că vor arăta mult mai bine în mini returul ăsta sau ce se va juca acum. Cert e că se încearcă, am văzut că s-au făcut eforturi mari, s-au adus jucători pe sume mari, nu putem spune exact ce s-a întâmplat înainte cu Ovidiu Burcă și cum a încercat el să facă o echipă cu neajunsuri,
Cert este că arată bine. Arată mai bine decât ce a arătat anul trecut. Cred că se vor bate. Cred că vor fi acolo la bătaie mare cu Botoșani și, nu știu, probabil Iași sau... Nu știu, vedem. Încă se mai joacă, încă mai sunt multe meciuri. Da, trebuie să găsească pe cineva pe care să o bage, să o ia măcar pentru un baraj. Da, cred că vor să prindă locul ăla de baraj și asta e obiectivul. Pe cine ar putea să bage sub ei? Sunt echipe. Totul până la urmă se va juca în acel play-out, dar dacă ai neșansă, poți să joci bine, dacă ai neșansă și pierzi și pe play-out două meciuri, două, trei meciuri la rând. Sau dacă câștigi trei meciuri la rând, te poți sălta. Da, cineva îmi spunea foarte bine în emisiunile trecute aici la ProSport Live că e foarte delicat pentru o echipă precum Dinamo, care încearcă să se salveze, pentru că ajungem cu un număr mult mai mic de puncte decât adversarele. Ești obligat să câștigi. Ești obligat și acele echipe pot să facă, își permit și jocul la egal, antijocul. Tu trebuie să creezi, să te desfaci, să te expui în apărare și atunci iarăși este foarte dificil, foarte riscant. Au plecat cu un minus de puncte multe în lupta asta, dar e foarte... Am mai văzut cazuri, cum a fost Chiajna acum mulți ani cu Regencamp, au mai fost cazuri de echipe care s-au salvat cu etape înainte și au avut un campionat foarte bun. Dar să vedem. Sunt așa multe necunoscute încât chiar nu știi ce se va întâmpla de la o săptămână la cealaltă. Costin, zile niște băieți care ți-au plăcut cel mai mult la, în acest an, 2023, la Naționala U20, să ne uităm mai cu atenție la ei. Da, nu vreau să dau așa niște nume ca să nu deranjezi pe alții, dar sunt jucători interesanți. Chiar dacă nu au fost convocați de către Andrei. Avansez eu niște nume. Doru Andrei, de exemplu, care era voluntari. Da, sunt mai mulți. Pe lângă Doru sunt mai mulți, dar nu vreau să... Musi a fost sincer, la tine, nu? Da. Jucători care n-au jucat nici la cluburi de la început, dar practic am fost cumva obligat să-i selecționez pentru că sunt puțini cei selecționabili, dar care au demonstrat că se pot bate cu echipele astea mari, cu jucători crescuți în Italia, în Germania, în Anglia, au făcut față și au dorit foarte mult și de-aia am zis că hai pot să te face cert acum. De ce nu iei la Naționala ta pe băiatul lui Vasile Șima, că doar ți-a fost patron la Sportul Zdențesc? De trebuie să ia Under 19, unde aparține el. Da, se mai poate sări vârsta, dacă e un jucător foarte bun. Am înțeles că se mișcă bine în Italia. Probabil că se mișcă bine, dar dacă va fi și va veni vreodată rândul și va juca bine, nu cred că se împotrivește nimeni, nici la Under 19, nici la Under 20, nici la Under 21. Probabil că va ajunge, dacă e valoros. Mă refeream doar la faptul că e această intersecție. E fiul patronului pe care l-ai avut la Sportul Studențesc. Viorel, ce ne facem dacă Gigi Becali câștigă campionatul cu FCSB? O să fie discuția aceasta despre situația asta cu el care face, drege... Asta e cârcoteală, exact ce spunea mai devreme. Da, toată lumea o să spună, băi, desfințăm școala de antrenori. Mai spunea ceva, păi ce rost are să mai mergem la cursuri dacă Gigi câștigă campionatul stând la televizor? Dar nu, exact ce spuneam mai devreme. Deci tu spui în esență că lui Mihai Pintili, lui Elias Haralambus ar trebui să li se acordă mai multă atenție și mai mult respect. 100%, 100%. Acolo ei muncesc pe brânci. Deci bag mâna în foc că așa e, muncesc de dimineață până seara, sunt foarte atenți ceea ce fac, analiză video, adică ei ce mai vin? Păi stai un puțin că eu nu mai vin la servicii. Hai că facem lucruri pe săptămână ca la Liga 3-a, că oricum jucăm. E chiar așa, dacă ei nu sunt foarte bine pregătiți și nu știu ce au de făcut, nu pot câștiga în fața unei echipe de Liga 4-a. 100% spun. Costin, pe de altă parte se spune că dacă tu ești fotbalist și îi vezi în cazul acesta particular pe Mihai Pintili, pe Elias Haralambus, că sunt săriți la anumite decizii legate de alcătuirea echipei, atunci ție ca fotbalist nu, ți se mai duce din respectul față de antrenor și nu mai există atât de multă disciplină la echipă. Crezi că există această situație la FCSB? Riscul ăsta există permanent, da, în aceste situații. Probabil că și la Craiova, de ce vorbeam mai devreme, aici, nu? Este abilitatea ta, conducătorul, cât și a antrenorilor, să-i facă să înțeleagă că, indiferent de situație, ei trebuie să se pregătească și să-și vadă treaba lor, să fie profesioniști. Asta ține strict de jucători. Și bineînțeles, eu sunt convins că jucătorii poartă respect antrenorilor. Atât timp cât nu respectă antrenorul, nu se respectă pe ei, nu au ce să caute acolo.
Adică, până la urmă, ei trebuie să-i respecte meseria, că sunt profesioniști, indiferent cine e acolo. Vă așteptați ca Florinel Coman și Darius Olaru, că am vorbit de ei mai devreme, să ajungă la niște cluburi importante la vară? Practic, cam asta ar fi următorul pas pentru ei. Va conta foarte tare și dacă vor câștiga campionatul și ce oferte vor veni pe numele lor, pentru că nu sunt sigur că se va cere foarte, foarte mulți bani pe ei. Acum depinde de cum se vor așeza astrele sus, ce se va întâmpla în campionatul ăsta, că am zis că e foarte ușor să destrame totul așa dintr-o mică chestie. Dar nu cred că merg foarte bine și nu prea văd eu că CFR-ul pot reface sau așa rapid, de ușor. Să nu uităm pe rapid. Da, și sunt echipe bune. Costin, ai fost atacant central, dar vedem că acum în campionatul României un mijlocaș este goalgetter, chiar destul de detașat, Darius Olaru. Da, apropo de chestia cu Darius și cu Florinel Coman, au și o șansă mare anul ăsta să-și mențină nivelul, să fie convocat la echipa națională pentru Euro, da? Și acolo să reușească cumva echipa națională, să iasă din grup, să reușească o performanță. Atunci nivelul va crește pentru toți jucătorii și vor avea șanse mai mari să plece la mai bine. Și pe bani mai mulți și la echipe, cluburi mai importante. Olaru îi merge bine, într-adevăr. E un jucător care a progresat, care are acea dorință de a reuși. Dinamică bună. Da. Este dinamic. Face multe lucruri. Acum se înțelege bine și cu Florinel. Să sperăm că va fi unul din jucătorii care va putea să ajute și echipa națională, că practic ăsta e interesul nostru și asta e scopul nostru pentru acest an. Costin Curela, Viorel Ferfelea, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară de la 18:00 aici la ProSport Live. Să aveți o seară frumoasă, continuare!